Mă bucur că ați venit și vreau să vă anunț că banii pe care i-ați plătit pe bilet vor merge către achiziția de incubatoare pe care vrem să le donăm maternităților din țară. Am lângă mine o parte din distribuția filmului, o să fie mai mulți la final. Da? Ia uite, da. Și mai aici pe Manuel, care n-a coborât. Printre noi, da? Coboară printre noi. Așa. Asta vroiam să vă prezint distribuția prezentă astăzi prin Magda Catone, Dalia Pușcă, Georgiana Saizescu, Manuel Nicolae, Matei Saizescu, Maruca Boiașu și Maria Saizescu, care din păcate a picat la montaj. Dar nu din cauza ei, că a fost bună. Dar știi că eu în început bun și eu am căzut la pitilie. Da. Da. Și mai vine și Ibdea. Da. Așa că o să vă așteptăm la final, dacă vreți să avem un schimb de întrebări, răspunsuri și să vă prezentăm și cealaltă surpriză, că o să mai fie parte din distribuție, e pe drum. Ia copilul și ieși afară de spital. Mihaela Suveică lucrează de aproximativ 15 ani la terapie intensivă. Este cel mai conștiincios om dintre toți angajații din spitalul acesta. Nu e așa, Marcel, crede-mă, n-ai văzut așa ceva. Au arsuri pe 70% din corp și au un kil. I don't understand how you manage to keep them 48 hours alive. They are healing faster than anything we've seen before. Cine se face responsabil de ce s-a întâmplat? A murit un copil? Cine se face treaba? Care este copilul și câți copii mai sunt sus? Vrem să vă ajutăm! Vrem să descoperim vinovații! Vinovații? Vinovații nu sunt aici, bă! Sunt la mare, la plajă! Aici sunt numai fraierii, care are copii! Așa cum vă spuneam la început, preferam să vorbim după film. Scurt-circuitul ăla de care spuneam nu e doar acel scurt-circuit electric, ci este scurt-circuitul care ar trebui să ne cuprindă pe toți mental, tocmai pentru a putea depăși un blocaj în care continuăm să rămânem așa la nesfârșit, în căutarea unui ajutor care ar veni din altă parte. Nu, cred că noi suntem cei în care putem să găsim resursele de a ne schimba și de a merge mai departe. Pentru că noi căutăm o normalitate, așa cum bine spunea Magda la un moment dat într-una dintre gale care discutam cu publicul și asta spuneam, nu ne dorim prea mult, ne dorim măcar o normalitate, nu vrem să fim o societate cu totul și cu totul extraordinară, deși spre asta tindem cu toții, cred. Da. A mai apărut lângă noi Andraș, Demeter Andraș, care a interpretat unul dintre părinții copiilor dispăruți și l-a interpretat foarte bine. La fel Dalia Pușcă, care a fost una dintre reporterițe, și cu Raluca Straia, care n-a vrut să apară de la început, e mai sfioasă. O avem pe Dalia Pușcă, așa, pe Magda Catone, pardon, pe care am prezentat-o. Magistral, părerea mea. Da. Maruca Boiașu, de asemenea, este debutul ei. În momentul filmării avea 15 ani, la fel ca Manuel Nicolae, și a fost... Acum au făcut 18, că au trecut 3 ani de la filmări și se pregătesc să dea examen pentru admitere la UNATC, la secția actorie. Da. Ea avea deja microbul în sânge cu actoria, dar Manuel cel puțin a fost pescuit direct de
Georgi, care a interpretat și asistenta, dar a fost și director de casting. La Pesci din școala centrală, din curtea liceului. Și mă bucur că până la urmă am mers pe mâna ei, pentru că amândoi la început erau destul de... la început, ca să zic așa. Și ea a fost cea care s-a ocupat de ei și a lucrat foarte mult până să ajungă și pe mâna mea. L-avem și pe Matei, care a jucat... pe care mă bucur că vi-l prezint acum, că la ultima prezentare unde a fost și el a fost prea timid ca să iasă în față și pe urmă... Chiar la premieră, da, și nu s-a urcat pe scenă și pe urmă mă tot întreba când o să mai fie încă o reprezentație, că îmi pare rău că n-am făcut-o și i-am zis că așa e în viață, trebuie să acționez în momentul ăla, că asta este vorba până la urmă și de noi, acum, este momentul să acționăm, să ne schimbăm și să gândim puțin altfel și să nu repetăm greșelile astea ale trecutului și să încercăm să fim mai buni. Pentru că dacă fiecare în partea lui de job, cu ce se ocupă, ar putea fi mai bun și mai responsabil și ar... mișca o rătiță în mentalitatea colectivă, cu siguranță am putea ajunge mai departe. Și puterea stă în noi și ăsta este mesajul nostru artistic, că la asta ne pricepăm mai bine. Propunerea, de fapt, asta este tocmai să găsim resursele în noi, să ne schimbăm, fără să căutăm în altă parte schimbare, pentru că nu va veni cu siguranță. Și... plecând de la mucul ăla de țigare pe care îl aruncă diversi băieți de bani gata, mașini foarte scumpe și cu o nonșalanță de nedescris, își permit să arunce acel muc de țigare, asta stă așa puțin într-o caracterizare așa a noastră a tuturor, că acceptăm prea mult și ar trebui să fim mai puțin toleranți cu astfel de lucruri. Întrebări? Înainte am aș lega un pic de ultima idee a lui Cătălin, de fapt, ultimul exemplu. Până cu câțiva ani, o cunoștință bună de a mea, să nu zic chiar amic, mă ia așa prin surprindere într-o bună și spune, măi, să știi că am pus un pariu cu mine. Eu mă gândeam că s-a lăsat de fumat, că s-a lăsat de diverse. Zice, nu, domnule, mi-a spus așa. M-am potărât și încerc să fac un efort ca vechea mea obișnuință, vechiul meu obicei de a arunca țigara de geamul mașinii, să-l uit, să sting, să scot din de pe lista mea de vicii. Și am stat atunci și m-am gândit un pic, zic, măi, cât o fi de mare efortul acesta. Mă întâlnesc cu el după un timp și îmi spune așa surâzând, băi, să știi că am reușit. Chiar ori de când... Ei bine, mi-am pregătit așa o părere, mi-am ceva acolo în mașină, că inițial scrumiera mașinii nu o folosea pentru acest scop, pentru că mașina vrea să o mai vândă sau să o mai valorifice. Și atunci am mai găsit un compromis, dar pariul acesta cu o chestiune atât de simplă, de a nu arunca pe geamul vehiculului mucul de țigară, nu este ușor să fie respectat. Atât am avut de spus. Putem să mai căutăm alte mici obiceiuri de care nu putem scăpa. Hai, dacă tot am deschis gura și porul, promit că nu mai zic nimic. În anii 90 erau tot fel de discuții ce ne așteptăm de la guverne care se mai schimbau, de la Parlamentul care era la începuturi. Și toată lumea spunea că, domnule, guvernul e de vină, Iliescu e de vină, totul era Iliescu. Și la cineva zicea, e oameni buni, dar faptul că iarba crește între șine, da? Și nu e niciun acar, nimeni să rupă de acolo, unde n-ar avea, n-ar să crească, e tot vina lui Iliescu. Pentru că și cu asta ne-am obișnuit. Altul e de vină, statul e de vină, cineva e de vină, nu noi. Gata, mulțumesc. Dacă aveți întrebări, sunteți curioși. Da, aș vrea să spun eu ceva, încerc o glumă, pentru că simt nevoia, după ce mai mult de jumătate din timp am plâns,
îi văd pe cei doi tineri viitori studenți, înseamnă că n-au sărit de pe bloc. Prin urmare, partea a doua a filmului poate să înceapă de aici, cu dezvăluirea că sunt supraviețuitori. Sigur, simțeam nevoia să mă destin și eu. Filmul este fabulos, transmite niște mesaje extraordinare și greptate pe o tragedie, cum a fost asta de la Giulești, are șanse să ajungă mai ușor la destinatari. Sunt ușor dezamăgit că în sală am numărat, suntem 36 de spectatori. Da. Trebuie să fie goală. Mă gândesc cum am putea să facem să transmitem invitația către cei care poate n-au auzit de film sau poate că nu știu la ce film ar veni, dacă ar veni să-l vadă. Mai mult decât atât, faptul că în casările de donați maternităților și câți bani s-au strâns de aici, sigur, cumpărăm două vize mai bune decât era de la Giulești. Dar hai să facem mai mult. Ideea e că noi ne-am bazat această campanie tocmai de a face un gest. Și am zis că puterea gestului, puterea exemplului, poate să nască ceva în fiecare. Într-adevăr, nu sunt niște sume fabuloase care se strâng, e adevărat. Am zis că măcar să strângem bani de un incubator, pentru că e vorba de niște lucruri scumpe. Un incubator poate să fie între 10.000 și 25.000 de euro, în funcție de cât de complex este. Dar am zis, noi putem să facem chestia asta, la fel cum eu și cu toți din familia mea și la fel și cu coproducătoarea mea, Carmen Tripădui, și nu ne-am luat bani din acest film, ci pur și simplu am venit cu bani de acasă. Și ne-am pus toate onorariile ca suport, tocmai pentru că n-am avut un buget în care să ne învârtim și să ne lăfăim. Și a fost cu dificultate făcut, iar majoritatea actorilor și inclusiv cei prezenți au fost extraordinari pentru că au înțeles acest lucru și au venit cu inima deschisă. Și nu a fost vorba de onorarii spectaculoase. Dar am zis că încercăm să dăm un exemplu și să facem. Da. Oamenii, ne izbim de această prejudecată a unei tragedii. Oamenii nu mai vor să vadă aceleași lucruri triste, dar propunerea mea cu acest film încearcă să se delimiteze practic de asta. Încerc să ies puțin și să zic mai multe. Cătălina, la început ai vorbit de Futurașul pe Facebook și așa mai departe, care nu, poate, fi, spus, care da, poate noi, fi un vehicul concret, un răspuns la întrebare. Noi, practic, prin acceptarea acestui mesaj și dacă într-adevăr credeți și vreți să răspundiți mai departe, noi am încercat-o cu mediile sociale să preluăm acel fluture de pe afiș, simbol efemerității, la fel ca și prematurii aceia de care n-am fost în stare să avem grijă noi toți, societatea, și care au luat foc, ni l-am asumat ca pagina de Facebook a fondat, în ideea de a răspândi și de a spune mai departe, de a da simboluri, de a transmite. Dar, într-adevăr, este o mare prejudecată pe care o are publicul cinefil și în raport cu filmul românesc, cu care s-au obișnuit, puțin mai elitist, ne-a plecat către public. Eu am încercat să-l fac cât mai nu e digerabil, ingurgitabil, ca asta ziceam, și să poată fi rumegat, ca să zic așa. Și oricum încercăm să organizăm și o licitație care nu știu exact când va avea undeva loc. La începutul lunii iunie. Undeva la începutul lunii iunie, în care am prins mai mulți artiști care au simțit filmul odată cu noi și au renunțat la una dintre operele lor în favoarea acestui scop nobil și încercăm să organizăm această licitație și să mai strângem încă niște bani pe care să-i folosim la această achiziție de incubatoare, fiind convinși că nu vom schimba noi. Adică nu suntem cei care nasc o revoluție, dar măcar facem un pas prin puterea asta a gestului. Ne permitem și o facem.
cam despre asta e vorba. Doar o frază foarte scurtă, gestul dumneavoastră este superb. Dacă tu ești de aici, ne invităm măcar prietenii virtuali și 10% din ei vin să vadă filmul, nu doar pentru scopul în sine, ci pentru că realmente din la o creație cinematografică, acea lumea națională, din punctul meu de vedere. Mulțumim, da. Bineînțeles, problema e, da, de văzut cam pe unde se va mai vedea și l-am aici lângă mine pe Cosmin, care se ocupă de acest cinematograf. Dacă există cerere, se va vedea. Da. Ideea este întotdeauna, da, și mulțumim pe această cale și pentru evenimentul organizat astăzi. Cu siguranță, dacă pleacă de la publicul spectator, cerința asta se găsește. Trebuie să existe o cerere. Noi mai venim o dată și mai aducem și 5 prieteni cu noi. Ne-am gândit să facem niște bilete virtuale pe care să le dăm pe net și pe urmă, când se adună mai mulți, mai facem o proiecție. Neapărat, este un film extraordinar, care a impresionat pe toată lumea. Da, am încercat să mai adun mărturii de astea de la publicul spectator care ieșea de la filme în diverse regale pe unde am mai fost și prin țară și am încercat să strângem toate aceste filmulețe, inclusiv tot ce a apărut ca interviuri, emisiuni pe pagina noastră de Facebook. Eu unul nu sunt mare facebookist, dar ăsta este un mediu de propagare a mesajului și ne ajută tocmai pentru că nu am avut destui bani încât să ne facem o reclamă virulentă și să ieșim pe toate posturile TV. Ne-am avut ajutorul TVR-ului pentru care le mulțumim și în special a lui Andra și care s-a implicat direct în campania acestui film. Am ajuns cu el la... Bine, am luat un premiu important în China. E un festival de rang A, de care nu prea știe lumea. Dacă n-ai fost la Cannes, nu prea ești nimeni în Europa. Doar că noi am luat un premiu pentru realizări artistice remarcabile la Shanghai International Film Festival, fiind primul film românesc selecționat acolo și premiat. Și am fost în al doilea festival de rang A în Egipt, unde am fost în selecția oficială în afara competiției, pentru că deja luasem un premiu la un festival de rang A. Deci am impresia că pot să spun acum că este primul film românesc în selecția a doua festivalului de rang A. Dar nu e Cannes. Adică, sau Berlin. Într-adevăr, am avut un mesaj mult mai social și mai pe ce ne doare pe noi. Și ce mă doare pe mine este într-adevăr că chiar publicul românesc nu vine să vadă filmul ăsta, fiindu-i frică să se uită, de fapt, la niște lucruri care sunt parte din realitatea noastră. Dar face parte exact din chestia asta de a nu ne asuma și din cauza asta zic eu că nu putem să trecem mai departe și să mergem mai departe și să evoluăm ca societate. Ne ferim. Ceea ce nu e ok. Scuze. O apreciere, o sugestie și o întrebare. În primul rând, felicitări, este o realizare monumentală și cred că este o lucrare de referință. Iar sugestia ar fi, de fapt, este o sugestie întrebare. Dacă s-ar putea eventual difuza sau organiza vizionare în școli, în licee, pentru că poate, câteodată pentru anumite generații deja e târziu, dar dacă noile generații cresc într-un mod diferit, văzând și fiind conștienți de anumite lucruri, atunci avem o șansă pentru un viitor mai bun. Asta ne însemnând că noi nu avem datoria să mergem înainte. Și o întrebare punctuală. Eu în 2010 am lipsit din România, așa că nu știu, n-am fost exact în țară când s-au petrecut aceste evenimente, în acea perioadă. Dar în film am observat că s-a pus foarte mare accent că medici din afară nu puteau să facă mai mult. Și în cazul colectivului, unde când am fost în țară, știu că situația nu este tocmai adică n-a fost la fel. Întrebarea este de ce s-a transmis mesajul că totul s-a făcut cel mai bine și mai bine nu se putea, când în cazul colectiv știu concret că nu s-a întâmplat așa. Noi ne-am luat după... ne-am documentat bine și acesta este adevărul.
faptul că a fost o echipă venită din Israel, tocmai specialiști în bolnavi cu arsuri grave, care au fost la Spitalul Grigore Alexandrescu, unde doctorul căruia îi și mulțumesc la final, Enescu, s-a ocupat de copiii salvați din Giulești. Într-adevăr, așa a fost. Știu că am mai avut un prieten care mi-a zis, băi, ești nebun, cum? Uite, s-a întâmplat așa, dar asta este adevărul. Nu au făcut mare lucru pentru că nu aveau ce să facă. Pur și simplu i-au hidratat și au avut opțiunea de a avut el personal opțiunea de a nu le amputa degetele carbonizate. Și minunea, că de fapt a fost o minune și despre asta vorbim și în film și nu a fost îndeajuns de mediatizată, dar a ajuns în cărțile de medicină internaționale și profesorul Enescu e recunoscut la nivel internațional, chiar dacă după aceea a aplicat niște scandaluri aiurea. Prin acea opțiune de a nu le amputa degetele, practic le-a salvat mâinile, pentru că ei s-au regenerat fiind în acel stadiu de creștere, fiind niște prematuri, pur și simplu degetele acelea carbonizate s-au vindecat. Și a rămas un caz la nivel internațional care se studiază. Poate că de aceea au și venit doctorii să vadă. Nu știm exact toate dedesubturile, dar ei au fost aduși aici tocmai în ideea de sprijin. Numai că ceva mai mult de atâta nu se putea la momentul respectiv și a fost apreciat ceea ce a reușit el să facă. În cazul colectiv au fost lucruri diferite. Știu. Despre, da, și mult mai mult și este un caz oarecum diferit care pleacă, din păcate, de la aceleași probleme. Și e similar din punctul ăsta de vedere. Dar eu am respectat realitatea cu ce s-a întâmplat acolo. Deci nu am vrut să elogiez pur și simplu medicii români să... Deși, într-adevăr, nu pot să nu văd și să nu apreciez faptul că cei care au rămas aici sunt dintre cei care nu au dezertat. Pentru că și metoda de a, pur și simplu, de a pleca în afară e ca un act de dezertare. Noi cred că nu trebuie să plecăm cu toții și să încercăm să schimbăm ceva la noi. Și asta aduc ca argument schimbarea în fiecare dintre noi. Și pentru că mă întrebai de școli, noi acum o săptămână, vineri, am fost la Pitești la invitația unei profesoare de limbă engleză dintr-un colegiu din Pitești, care ne-a contactat pe Facebook, pe pagina de Facebook a filmului, spunându-ne că i-a plăcut foarte mult filmul și că ar vrea să facă o vizionare cu elevii ei, pentru că era vorba de școală altfel. Și am zis, bineînțeles, hai să organizăm chestia asta la cinematograful din Pitești. Și a reușit să strângă 110 copii pe care i-a adus acolo și am fost și am vorbit cu ei și am avut o sesiune de întrebări și răspunsuri și au fost foarte comunicativ și ne-am bucurat foarte, foarte mult că am putut să vorbim cu ei și ne-am dus cu mare drag acolo. Doar că fără o astfel de implicare și o astfel de organizare... Exact. E vorba de implicarea fiecăruia și mi s-a părut o chestie extraordinară, că am plecat pur și simplu de la cineva. E exact ce încercam să dau eu exemplu. Dacă fiecare ar face câte puțin. Asta este un exemplu. O profesoară care s-a gândit că ar fi un lucru benefic pentru elevii ei să-l arate filmul ăsta, să-i ducă oarecum forțat la cinema, că aveam și mărturia unuia dintre puști care a și zis, l-am și filmat și zicea, am venit așa, mai am zis că stau și eu jumătate de oră și până la urmă ies, asta e, că na, mă duc la un film românesc, ce poate să fie? și până la urmă am rămas și mi s-a părut că e foarte bun și vă dați seama, da, e măgulitor pentru un artist, normal. Cu toții, oricât de modești am încercat să fim, ne simțim bine în momentul în care ni se discută
opera. Normal. Da, cam Paul despre asta e vorba. Scuze. Salut! Da. Felicitări! Eu sunt Paul, sunt surprinzător. Eu l-am la telefon. Da. Am o părere și două întrebări. Da. Prima părere, adică dacă sunt cu Raluca, noi ne uităm tot timpul la filme, nu știu ce. Și de multe ori vedem filme, dramă, mai nu știu ce, și ea o văd lângă mine tot timpul. De multe ori plânge, cu lacrimi. Eu, na, mai așa, mai oarecum insensibil, știi? Și acum stăteam să mă uit aici la el și de, cred că de vreo 3-4 ori mi-au dat și mie lacrimi, știi? Adică reușit, a transmis niște emoții senzaționale și nu știu, eu sunt născut și la Giulești acolo. Deja trebuie și... Adică chiar m-a marcat. Și două întrebări. Una, dacă adică e curiozitatea mea, ați reușit cumva să vorbiți și cu părinții între ei la documentare? Nu, și nu a fost o vorbă de a reuși sau nu, ci pur și simplu nu am vrut. Tocmai pentru a nu a fi ca reporterii mei din film. E greu să intri în intimitatea unor astfel de drame. Ne-am documentat, am luat tot ce a apărut în media, toate declarațiile existente cu procurorul de caz, cu șeful echipei de criminaliști de la Poliția Capitalei, unde chiar am și fost, da, ne-am întâlnit chiar cu toată echipa și un amănunt interesant este că am primit un telefon de la acest domn Gavriș, care este șeful criminaliștilor, care s-a ocupat de acest caz și care mi-a dat un telefon după film pentru că l-am invitat să-l vadă și mi-a zis că este incredibil cât de bine am surprins realitatea și că făcea pariu cu procurorul, care sunt prieteni și au văzut filmul împreună, care dintre ei e anchetatorul 1, care e anchetatorul 2. Asta în condițiile în care eu n-am asistat efectiv la anchetă și aceleași similitudini au fost cu cei de la spital care sunt intervievați în film, șeful serviciului tehnic, mi-au spus cei de la spital, fără să-i întreb sau să mă intereseze să văd cum arată poza lui, am nimerit optând în a-l avea pe actorul Brancu, Ionuț Brancu, care este iarăși un actor extraordinar, șeful serviciului tehnic, cel care v-a prins la început 5 minute neîntrerupt în care dădea declarații la poliție și care semăna perfect cu cel care a și fost și a decedat în timpul procesului. Da. Deci au fost niște similitudini astea incredibile. Am ținut să filmăm, de exemplu, scena din exteriorul spitalului, am ținut să o filmăm chiar în zilele respective, 15-17 august, la o diferență de 5 ani față de asta. A doua întrebare era dacă la Digi n-ați mai ajuns? Atunci mi-am dat seama că, de fapt, eu fusesem la Digi, la Oana Zamfir, exact după ce luasem premiul la Shanghai și ea m-a invitat și eu în toată nebuloasa asta cu plecatul prin țări, pe aia am uitat și pe urmă mi-am dat telefon să-i cer scuze că pur și simplu am uitat să o chem când am lansat filmul și mi-a părut așa de rău. Că ea mă contactase și venise și chiar am avut o emisiune întreagă imediat după ce am luat premiul de la Shanghai. Da, și m-am simțit îngrozitor. N-am ajuns la Digi după aia, dar încercăm să ajungem oriunde suntem invitați. Cred că o să aibă o programă, nu? Suntem 10 minute. Da? Că, da. Era vorba de următoarea proiecție. Da. Multe felicitări și din partea mea. Se pare un film excelent și cred că premiul este mai mult decât bine meritat și dumneavoastră și întregii echipe. Am fost și eu foarte surprins, mai ales după ce am văzut filmul. Am văzut, desigur, trailerul, dar după ce am văzut filmul, am fost și eu foarte surprins ceea ce s-a spus deja până acum, că nu a atras atenția pe care cred că ar merita-o, dar mă gândesc că probabil că este legat de faptul că are un mesaj destul de dificil de asumat, pentru că practic spune că fiecare dintre noi suntem vinovați într-o oarecare măsură. Și probabil că este mai ușor de
apreciat de către cei tineri, care probabil sunt mai puțin vinovați decât noi toți ceilalți care am dus la această societate așa cum este. Mă gândeam că spuneați că practic este un mod de a face câte ceva, cât de puțin fiecare, și mă gândeam dacă vă gândiți poate că la acest film ca parte a unei serii. Aveți de gând să mai poate un alt film cu o tematică similară sau nu? Nu, sincer, mi s-a mai pus în această întrebare și este un film care m-a consumat foarte mult, atât pe mine cât și pe ceilalți care au participat la el, dar pe mine în mod special, și spuneai tu că îți dădeau lacrimile, vreau să zic că... Da. Vreau să zic că nu sunt un tip plângăcios, dar de fiecare dată la montaj, și crede-mă că am văzut filmul ăsta de mii de ori, am avut 13 variante de montaj până să ajungem la asta, și îți jur că încărcătura emoțională era de fiecare dată la fel. Și mă surprindeam așa, pur și simplu, cum îmi dădeau la crime. Da, pentru că acest exercițiu de a te transpune în situația celorlalți este îngrozitor, pentru că realizezi efectiv ce au simțit oamenii. Și tocmai de asta am încercat să-l facem cât mai realist și de a arăta efectiv ce s-a întâmplat și cam cum a fost, și cu toată degringolada aia din fața ușii în care ăia erau închiși. Adică toată situația asta am încercat tocmai să o redau, tocmai pentru a simți ce s-a întâmplat efectiv, cum au simțit oamenii. Care a fost? Așa vezi la televizor diverse știri, chestii, au găsit-o pe asistentă. Aia era singura vinovată, fac, și așa a rămas până la urmă. Problemele sunt mult mai grele de atât. M-a emoționat foarte mult filmul, pentru că eu sunt născută prematur și sora mea cea mână, ea n-a venit tocmai de frica cadrelor respective. Am fost timp de 3 luni în incubator și am simțit așa o tensiune, m-a emoționat. Vreau să o felicit pentru că n-ați punctat foarte mult, poate cum alții ar fi făcut, pe relația dintre cei doi și ați mers pe povestea în sine, aceasta mai tragică. Și vreau să vă întreb dacă nu v-ați gândit cumva la o asociere între cu cei de la Dorna sau Salvați Copiii, pentru că știu că și ei au o campanie sau au avut o campanie pentru cumpărarea de incubatoare. Da. Am vorbit cu cei de la Salvați Copiii și am încercat să vedem dacă putem să facem un parteneriat în care să expunem chestiunea și să trecem prin ei, doar că nu s-a legat. Așteptam și noi o susținere, într-adevăr, dar da, am avut Fundația Nadiei Comăneci, prin care s-a implicat în ideea asta de a promova filmul și de a se ocupa de achiziția de incubatoare pe care să le donăm ulterior. Deci noi suntem, bineînțeles, receptivi la toate propunerile.